Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem retrași oarecum la umbră, soarele pieței aproape că mi-a dobărit orice gând. Suntem în seara în care altă dată, copil fiind în 15 iunie seara, apunea peste noi munca unui an întreg de școală, care cu coronițe, care cu flori, care cu note mai mici sau mai mari, eram într-un fel sau altul fericiți sau nefericiți, dar în orice caz trăiam frumusețea fericirii copilăriei. De aceea îngăduiți-mi, după vechea rânduială, să spun astăzi un la mulți ani învățătorilor, profesorilor și copiilor, familiilor care se pregătesc să prăznuiască o nouă vacanță, pentru că nu e așa, vacanța este un praznic. Astăzi îl pomeni și pe Sfântul Proroc Amos și pe Sfântul Mucenic Isihie, dar mai cu seamă doi remarcabili teologi, fericitul Augustin și Ieronim, traducători, scriitori, oameni cumpătați, buni profesori pentru generațiile care au urmat până în zilele noastre, scrierile lor umbresc de lumină teologia, dar în același vreme și propun teologiei un mod de a construi o vizibilitate maximă a lui Dumnezeu în mijlocul istoriei lumii. Îmi permit să citesc astăzi din textul acesta frumos din Matei, capitolul 5, versetele 23-24. Deci dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înaintea altarului și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi venind, adu darul tău. Uai, ce maldar de altare s-ar face în fața iconostaselor dacă am ține cont de toate acestea și de câte ori noi înșine, ca preoți, ca arhierei, ca oamenii bisericii, ar trebui să stăm mai cumpăniți, să mergem să ne împăcăm și apoi să ne aducem darul nostru. E un exercițiu simplu și anume acela că nu poți să fii la inima lui Dumnezeu dacă la inima ta nu e aproapele tău, cel care într-un fel sau altul poartă chipul slavă lui Dumnezeu spre propria ta bucurie. Cuvântul de azi îl întăresc cu un cuvânt frumos din practica vieții monahale a părintelui Arsenie. Asceza are un caracter cristologic. În nevoințe nu e numai omul, e și Hristos prezent. În sforțările noastre e prezentă și forța din firea omenească a lui Hristos. Trupul și sângele lui din Sfânta Împărtășanie se luptă cu trupul și sângele nostru împotriva patimilor, sfințind trupul și arzând patimile. Cu alte cuvinte, nu suntem singuri. Hristos din noi se întâlnește cu Hristos cel din potir, dăruind comunității întregi forța aceea de care avem nevoie cu bucurie să mergem mai departe spre Împărăția lui Dumnezeu. E grea teologia uneori, dar este simplă, e vizibilă cu ochiul liber dacă ochiul s-a scăldat în lumina vederii trăimii. Noi numai ce ne-am despărțit de praznicul rusalilor și al trăimii și deja bucuroși, o luăm de la capăt. Într-un fel sau altul, aș îndrăzni să spun, murmurăm colinde în vârful inimilor. Mâine este o nouă zi.